Vara noastră a trecut. Hola. Hola! Momentul mult așteptat a venit. Astăzi este ultima noastră zi în Mallorca, iar mâine deja vom fi în drum spre casă. Zborul este singurul obstacol de care mai trebuie să trecem. Ne-am gândit ca astăzi să fim într-un loc reprezentativ, un loc care să cuprindă cât mai mult din ce înseamnă această insulă. Este un loc foarte animat, plin de lume din toate colțurile lumii. Până la urmă este o destinație turistică foarte căutată. Suntem în piața din Alcudia. Aceasta este renumită în toată insula și se desfășoară aproape în tot centrul istoric, marțea și duminica. În piață găsești o varietate mare de lucruri. Ne-au atras atenția aceste tablouri de la care ne-am luat repede gândul când am văzut ce prețuri au. Ne-am oprit și la acest stand tot cu produse handmade care mi s-au părut interesante și am găsit și aceste coșuri împletite care, dacă nu mă înșel, au alte origini mai exact africane. Pe lângă acestea, mai erau haine, bijuterii, jucării. Cumva este la fel ca orice altă piață. Ne-a plăcut faptul că vânzătorii erau foarte hotărâți să vândă și am putut să negociem chiar și până la jumătate de preț. În zilele ploioase sunt șanse foarte mari să se închidă piața, deci dacă vedeți acest video, înseamnă că a avut noroc. Nu vreți să știți cum arăta când am plecat de acasă. Partea proastă este că ni s-a rupt trepiedul, dar am rezolvat problema, ne-am descurcat. Deci trageți voi concluziile. Cu ocazia asta o să cumpărăm câteva produse să le luăm cu noi în România, ne gândeam la câteva fructe confiate, poate niște condimente. Zona cu mâncare a fost cea mai atractivă, de departe cea mai animată masă era aceasta, cu fructe uscate, semințe și geleuri. De aici ne-am luat și noi un mix de câteva fructe, precum ananas, kiwi, mango, papaya, chiar și aloe, hibiscus și ghimbir. Câteva produse de patiserie, cea mai reprezentativă de aici este empanada, o plăcintă sărată cu carne și legume foarte bună. Acestea am presupus că sunt alune învelite în caramel, domnii de acolo ne-au dat să și gustăm. Foarte multe condimente, roșii uscate, brânzeturi. Sobrasada. Sobrasada este un pateu rustic de porc, maturat timp de 3 luni înainte. Și nelipsitul hamon, hamonul este însăși Spania și dintre toate tipurile din Europa, acesta este considerat cel mai de calitate. Asta a trecut destul de repede, cei drept, am petrecut-o mai mult muncind, dar nu regretăm nimic, suntem pentru prima dată într-o zonă mediteraneană, am vizitat o grămadă de lucruri faine și am cunoscut câțiva oameni care ne sunt chiar dragi în acest moment. Haideți să vedem și partea plină a paharului, nu? Iar acum o să ne luăm la revedere de la Mallorca, cu siguranță o să-i ducem dorul, o să revenim la programul nostru încărcat. Până una alta, dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, nu ezitați să ne lăsați un like, un comentariu și un subscribe. Adios! Vă pupăm! Thank you.